Apa potabilă din mai multe localități din județul Arad conține elemente chimice în concentrații foarte mari. Este vorba despre calitatea apei potabile din județul Arad, despre depășirea concentrațiilor maxime admise prin legea apei potabile. Rezultatele au fost evidențiate de specialiștii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Arad, în urma monitorizării de audit a calității apei potabile în cursul anului 2015. Pentru verificarea respectării legislației sanitare în domeniul apei potabile au fost efectuate 62 de controle la cele 44 stații de tratare și potabilizare din județul Arad, pentru care au fost întocmite fișe de inspecție. În privința parametrilor fizico-chimici necorespunzători, s-a depistat amoniu, mangan, nitrați și alte substanțe chimice la diverse uzine de apă.